Perfect. Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. N-are legătură cu electrica, dar de-aia se numește Proiecte Diverse, că vorbim pe diverse teme. În filmulețul ăsta o să facem unboxing la un produs la care n-am putut să mă abțin. A trebuit să îl iau, știți voi, iubirea mea maximă. Și anume Republic of Gaming. Desktop-ul e desktop, știu, dar am avut 5 ani un ROG, l-ați mai văzut pe live-uri care m-ați urmărit mai îndeaproape. După 5 ani s-a dus și v-am zis, n-am putut să mă abțin și a trebuit să revin la vechea iubire. Un laptopuț destul de interesant. Și hai să vedem ce este. Modelul G533Q și avem acolo toate specificațiile. Are 15,6, 6 giga CPU AMD Ryzen 590, pardon, hard disk 1 tera, RAM-ul DDR4 8 GB 2. Și hai să-l vedem, o să-i facem doar unboxing în filmulețul ăsta, vedem cum arată. Și o să-l testez într-un film, oricum vreau să instalez Windows-ul, dar nu în filmulețul ăsta. Adică după ce termin de filmat, logic. Și o să-i facem niște teste, pe mine mă interesează pentru și pentru gaming, nu pot să zic, dar mai mult pentru proiectare și editare video. Nu ceva super fancy, dar iată-l ce frumos e. Să dăm la o parte să vedem ce avem în cutiuță. Aici nimic. Undeva trebuie să avem și încărcătorul. Asta e cablul de alimentare al încărcătorului. Wow, la fel de mare ca celălalt. Ăla era de 6,2 amperi. Ia să vedem la asta ce ne spune. 20 V, 12 amperi, 240 W. Nu e rău, nu e rău deloc. Mai avem ceva ascuns pe aici. Să schimbăm culorile la Republic of Gaming. Acolo cred că trebuie să avem manuale. Și nu mai avem nimic. Dar totuși mai trebuie să fie ceva. Hai să vedem ce avem și în cutiuța aici. Dacă să reușesc să-l și închid ca lumea. Cutia o păstrez, o am și de la celălalt. Nu mai știu ce model era. 571G parcă, sau 751, nu mai rețin. Prețul 7999, 8000 de lei fără un leu. Manuale. Un sticker era frumos. Să vin aici pe perete. Pe ăla nu știu care l-ați văzut. Pe ăsta de aici. Mamă, care-i pus, mă, țigări pe aici? Facem reclamă la țigări? Pe Vera, pe verișoară. Da, știu, acum o să înceapă lumea. Ha! Ce caută Vera acolo? Vera ca Vera.
Da, avem și breloc. Nu știu cum e ce la jucăria asta, de aia care îl bagi pe lateral, dacă ești bolnav cu security, să nu umble nimeni la el. Și poți să-l ții la breloc. Deci nici dacă mă alergă cineva nu vine în cap, cum se numește. Să facem loc pe aici. Să vedem bebelușul. Că ăla ne interesează. Bebelușul. Asta e plin de folie, ce-mi place mie. Wow. Aluminiu. Și celălalt care l-am avut, tot aluminiu era. Are și protecție. Asta e cea mai tare. Are 2K la 165 de Hz. Liquid metal. Asta trebuie să fie ceva cu procesor, cu un pic de overclocking. Așa, 100 de W Type C. Two-way all noise cancellation. Are 4 difuzoare, 2 față, 2 dedesubt. O să-i facem și un test de sunet după ce îl instalăm, că bineînțeles vine fără Windows. Uite, jucăria aia vine aici. Poți să o activezi sau poți să o dezactivezi dacă vrei. Ai luat-o de aici, e full lock. Nu mai umblă nimeni la el dacă e asta activată. Asta care nu știu cum se numește. Avem aici Ryzen GeForce RTX de la Nvidia. Deci arată super tare. Eu am avut impresia că nu e aluminiu, dar e 100%. Arată frumos foc. Back on top. Republic of Gaming. Așa. Ia să vedem ce avem aici. Uite, Type-C-ul, HDMI, USB. Iar USB aici, mufă de căști, foarte important. O să-i pun o placă externă, cred că un Focusrite o să iau pentru muzichie în atelier, băgând direct în mixer și o să-i facem toate testele posibile. Pe mine mă interesează să vedem cum merge în proiectare și în editare cel mai mult, dar toate la timpul lor. Bateria sau tehnologia bateriei e destul de interesantă față de celălalt. La cel care l-am avut ținea o jumătate de oră în gaming, ceva de genul ăsta. Ăsta ține cam o oră folosit normal, ăsta 4 ore, ăla nu ține mai mult de 3 jumate. Bateria e de 90 W. Ce e interesant, că într-o jumătate de oră se încarcă la 50%, ceea ce e foarte, foarte bine. Ai nevoie de el repede, nu la gaming, la altceva. L-ai încărcat 50% în 30 de minute și îți faci treaba. Ce sunt curios și o să vedem într-un filmuleț viitor, cum s-aude pe placa lui de sunet. Avea Asus un soft care mi-a plăcut mult de tot, care a mers din cei 5 ani care l-am avut, cred că 3, după aia și-a făcut Windows Update, n-a mai mers, nu-mi vine cap cum se numește, dar super tare
și placa și programelul respectiv. Sper să îl avem și în ăsta. Ce nu ne-am uitat în cutiu e ăla, dar nu prea ne interesează manuale în momentul ăsta. Lăsați-mi jos la comentarii dacă vreți să-l vedeți cum arată pornit cu Windows, cu tot, că nu vreau să vă plictisesc. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.